Steaua București revine în București. După o pauză de 5 ani, iată că un patinoar artificial al capitalei poate să găzduiască antrenamente și să sperăm meciuri oficiale ale celei mai titrate echipe din hockeyul românesc. Să nu uităm, Steaua are 40 de titluri de campioană națională, ceea ce reprezintă un record mondial. De asemenea, 33 de cupe ale României sunt în vitrina clubului militar. Era nevoie de această arenă de gheață și iată că acum Steaua o are la ea acasă. Stăm de vorbă cu locotenent colonel Balaban Cosmin, șeful biroului de relații publice al clubului sportiv al armatei Steaua București. Ce înseamnă pentru hockeyul pe gheață și pentru clubul militar o astfel de reintrare într-o arenă bucureșteană pentru echipa de hockey a Stelei? Este o bucurie că echipa Steaua București s-a întors alături de suporterii ei în capitală. Patinoar nou, cochet, frumos și e bine să te întorci acasă. Se poate reconstrui succesul Stelei aici, în acest oraș de lângă București? Sigur că da, oriunde se poate, pentru că important la hockey este să ai gheață, să ai gheață constant, să te poți antrena. Și cu atât mai mult aici, pe lângă București, în zona Bucureștiului, mai bine, pentru că mai putem atrage copii care o să vadă ce înseamnă sportul ăsta minunat. Da, s-a întors Steaua acasă. De aici se poate reconstrui o echipă valoroasă? Da, cum să nu? Cum să nu? La Cârța s-a muncit foarte mult, s-a pus baza pe tine. Acum trebuie să și materializăm tot. Antrenorul principal al echipei de hockey pe gheață CSEA Steaua, Nelu Alexe, cum răspund băieții la comenzi pe această arenă nouă situată la Otopeni? Se vede o schimbare foarte majoră, ce am observat și cu colegul meu. Sunt altfel, sunt dispuși să joace mai mult, să le place mai mult. Se vede schimbarea venind înspre București, cum se spune, adică mai aproape de București. Sunt altfel, sunt mai vioi, văd că s-a schimbat, cum se spune, totalmente atitudinea lor venind pe acest patinoar nou. Avea nevoie România de un patinoar în suburbiile bucureștene? România are nevoie de un patinoar, de două patinoare, de trei patinoare în București, nu în suburbii. Acest patinoar a fost făcut de domnul Țiriac, îi mulțumim și pe această cale. Sper să, într-un scurt timp, să-l și omologheze, să putem să jucăm și meciul aici. Și cu ajutorul conducerii clubului, care ne-a susținut tot timpul, vrem să facem o echipă de tineri, la anul să facem o figură frumoasă. Deci înseamnă că undeva în jurul anului 2020 Steaua poate redeveni combativă și să încerce să lege o nouă serie de succese în campionat, în Cupa României și, de ce nu, chiar în competițiile internaționale. Da, deci noi asta sperăm, asta pe premiza aceasta mergem, să creștem tineri care vor să rămână în cadrul clubului, nu să-i creștem un an, doi și după aia să plece, tineri care vor să rămână aici să joace aici, să facă performanță pentru Steaua. Ioan Timaru, încă un sezon ca jucător la CSEA Steaua București, echipa de hockey pe gheață? Nu, încă un primul meu sezon ca antrenor secund. Doar ca antrenor secund? Doar ca antrenor secund. Până acum au mai fost două sezoane antrenor secund jucător, din sezonul ăsta doar antrenor secund. Tocmai acum retragerea coincide cu apariția în peisaj a acestei arene, care mie mi se pare a fi una foarte propice pentru dezvoltarea hockeyului în București și implicit în România. Da, arena arată superb, sperăm să avem cât mai multe antrenamente aici, să ne înțelegem cu domnul Țireac și să nu mai avem problemele pe care le-am avut în trecut. Poate fi deci patinoarul Telecom noua casa Stelei pentru antrenamente măcar și dacă se omologhează pentru meciuri. Noi suntem foarte mulțumiți la momentul ăsta pentru felul în care ne-au primit. O întrebare dincolo de tematica acestui mini-interviu. Ce a însemnat Steaua și culorile roșu-albastre pentru hocheistul Timaru? Nu, e simplu. Aici e casa mea, asta e echipa mea de suflet, e clubul meu.